6 octombrie, Apocalipsa 2, de la 12 la 17. Îngerului bisericii din Pergam scriei: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiești Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Profețiile lui Balaam atunci și azi. Pergam este pus pentru noi ca semn care aduce derută, dezordine în biserici și reușește ca să-i rătăcească pe mulți de pe calea credinței. De aceea să fim foarte veghetori ca dușmanul să nu distrugă ceea ce prin muncă și trud a fost construit, realizat. Deja de la primii creștini s-a format o sectă periculoasă care pentru această primă biserică a fost o mare încercare. Nu numai în Pergam citim despre ea, ci și în Efes a încercat să se strecoare, 2:6. În Tiatira ea a sărbătorit victorie și în Sardes o mulțime întreagă a intrat în mreaja ei. Fină, 2:20, 3:4. Conducătorul acestei secte, Nicolae, a învățat anume, în contradicție cu ordinele Duhului Sfânt din Fapte 15, 28 și 29, că ei pot liniștit să servească din jertfele idolilor și să trăiască în desfrâu. Da, el a plecat de la ideea că doar atunci poți judeca bine păcatul când ai cunoscut adâncimile lui Satan. Prin această otravă dulce a învățăturii eronate a intrat repede desfrâul în biserică, mai ales că membrii ei veniseră de la păgâni, unde acest păcat era răspândit. Domnul îl dă ca exemplu pe Balaam din Vechiul Testament, care cu toate că nu a blestemat pe Israel, totuși a condus acest popor spre idolatrie și desfrâu, dând sfat madianiților să cheme pe bărbații din Israel la sărbătorile păcătoase ale lui Baal. Judecata de sânge care a urmat atunci l-a luat și pe acel profet mincinos Balaam, numărul 31:8. Ce istorie plină de semne de întrebări a avut acest Balaam, încât Dumnezeu a deschis unei măgărițe gura de a vorbi cu glas omenesc. Ah, nu este și în ziua de azi tot așa, că oamenii încălciți nu se lasă scoși din rătăcirea lor nici prin cuvinte, nici prin fapte. Ei se duc pe căile lui Balaam și sunt, cum citim în epistola lui Iuda, nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie, Iuda 12:13. Ei vorbesc cuvinte evlavioase, dar în conștiința lor sunt împietriți de un fier arzător. Deseori sunt vorbitori foarte scuțiți ca Hitler, care fascina masele și popoarele ducându-le în prăpastie. El ducea în rătăcire și femeile care s-au descoperit a fi după placul lui. Ferice de noi dacă ținem ochii deschiși ca să dăm pe față pe Duhul lui Balaam, care de multe ori este în haină evlavioasă. Îndeosebi în zilele noastre trebuie avut grijă, fiindcă nu numai teologii moderni își fac prin limba lor tot mai mult loc, ci și în sectele noi care apar, care își fac drept învățătura lucruri rătăcitoare, cum ar fi maturii lui Jehova, neo-apostolicii, ținătorii săbatului, mișcarea ploii târzii sau chiar adepții lui Branham cu învățătura a zeului. Umil putem spune doar, Biserică a lui Iisus,
păstrează-ți posesia sfântă.